Și totuși, într-un fel, nu-ți dă parte de adevăr toate prostiile astea. Pentru că dacă nu sufăr o clipă de dorul de casă, sufăr mereu din cauza că eu nu mai am casă. Îmi iau de exemplu câini și urc pe deal, de unde văd răspândite între dealuri, Freudenburg, Weitern și Faha. Paradoxal, e locul în care s-a filmat seria Heimat. Dar este casa lor, nu a mea. Chiar și dacă mă întorc spre câmp sau mă bag în pădure, unde e de așteptat că ai găsi o oarecare universalitate, nu sunt ale mele. E teribil. Propria grădină îți rămâne stranie, străină și e dureros pentru că pădurea din spatele casei, care mă respinge uneori violent, este totuși mai a mea, mult mai a mea decât orașul București în care m-am născut. Tot așa cum prietenii mei și clanul meu nu sunt mai străini atunci când îi văd, decât străinii cu adevărat, care sunt oamenii pe care îi văd în parcare la Lidl, în Orșolți.